Băiatul ăsta știe cu microfonul și cu podcasturile cum știam eu cu mingea. Așa mi-a zis cineva că scrie pe mormântul lui Maradona și m-am bucurat foarte tare. În fine, mănânc rahat. De fapt vreau să vă spun că l-am invitat pe Răzvan Fodor, un bun prieten de-al meu. Și dacă tot am început așa, am zis că să ne luăm puțin din, că aveam emoții, n-am mai văzut de mult. Și să ne luăm puțin din asta, hai bă să intru pe EMAG să comand ceva de băut. Am comandat ceva de băut și ca să mâncăm, am intrat pe taș și am comandat un platou care urmează să vină. E surpriză. Doamnește. Ți-am luat numai vegan. Cum îți place ție? Raw vegan. Hai noroc, dacă hai noroc, ai făcut introducerea asta frumoasă. Ce pot să spun despre invitatul nostru? Decât că îți mai aduce aminte cafeaua din zori, îți mai aduce aminte drumul spre noi, nopțile albe și nopțile albe. Acum sunt toate foarte departe. Nu, aici făceai frumos, făceai nopțile albe. Da, mă, zmiorcheam și eu cum se zmiorchea lumea atunci. Da, da, bine, bine. Bă, nu știu cât de bine, dar știi că după 20 și de ani devine ușor deranjant când intri undeva. Ia uite, mă, mamă, o bași pe aia, o mai... Ia, îți mai... Eu tot cred că tu nu ai lăsat acolo un filon care mai trebuia... Eu tot aștept să scoți următoarea piesă. Bobo, am intrat așa într-o... Nici nu știu... Nu mai, simt că nu mai. Bă. Eu ascult altă muzică, mă, înțelegi? Păcat că eu și... de câte ori mă uit la tine, am poze cu tine în buletin și... Hai ești... Bă, tu gândește că ai fost votat cel mai sexy bărbat cu voce de la noi. Cu bine, voce de bărbat. În 2009, dar ca idee, am rămas cu asta. Trecut au ani peste noi. Au trecut. Dar tot ești bine, adică ești un fashion icon. Foarte bună asta, da. Nu, ai confession. Ai confession, da. Ai confession, mi-a zis... Hai că te purs, te-am văzut, mă uit pe Instagram la tine, ba, pui un trench pe tine, m-ai făcut și pe mine să-mi iau. Eram în pandemie și am zis, bă, dacă el ia de ce... Mi-am luat un trench de la când am pus pe mine și am legat și cordonul ăla, zici că eram de la nebun, le-am dat înapoi, îți dai seama. Am impresia că mi-erau micuțe. Da, ție îți vin, bă, îți vin turnate. Nu, vin, bă, bobo, ne-am îmbătrânit, ne-am îngrășat, că am pus, da, e bine să ai grijă de tine, știi? Și nu fi căcăcios, că nu ești, ești bine. Și eu te știu de 20 de ani. Da, mă, știu, da, eu m-am schimbat, așa, mai mi-a albit părul, mai m-am buhăit. Adică tu ești vopsit sau ce? Băi, Băi, tu tot timpul ai arătat mult mai bine decât mine și arăți în continuare bine. Eu cred că sunt bărbați în continuare care te invidiază când se uită la poză cu tine. Da? Da. Nu știu, bă, și ce, vrei să-ți dau o rețetă, să zic? Nu, că pe mine mă doare fix în măciucă. Ideea e că spuneam că sunt unii care te invidiază. Eu n-am nicio treabă, că te cunosc foarte bine. E, dacă te-ar cunoaște, te-ar mai invidia. Bună. Eu știu exact ce e sub carcasă. Bună, da, adică da. Adică asta e mai important dacă suntem mă întrebi. Suntem copți. Da, da, e... Na. Într-un fel sau altul, știi? Depinde ce alegi, știi? Dacă vrei să fii cop sub carcasă și acolo e greu. Dar te asigur eu că, uite, de vreo 4-5 ani lucrez și ce e sub carcasă și lucrez și la vopseaua de la exterior, știi? Da, zim apropo de asta cu celebritatea care vine după topuri, că sexy, că muzică, că televiziune, că prezentator, că nu știu ce, zim care a fost cel mai penibil moment prin care ai trecut vreodată de când ești tu celebru, de când te știe lumea, de fapt. Mamă. Hai să trecem la următoarea. Încerc să mă gândesc ca să-ți dau una. Stai puțin, că zice băiatul tău, așa, să vedem. Hai poate că poate îți desleagă ceva. Eram cu fratele Cătălin Ciurlău, că-l știi, da? Da. Și eram undeva unde e Bila, pe Pipera. Și la un moment dat nu se fuma înăuntru și am ieșit afară să fumăm o țigară. Și e o terasă mică așa și a două, trei mese. Peste drum era Bila. Și mi-am aprins o țigară cu paharul de vin cu fratele Ciurlău. Și la un moment dat mă uit peste drum, lângă un Logan alb, patru cu aparatele de fotografiat, unul peste altul, cățărat, mamă. Și de-aia nu făceau din aparatele alea. Am stat, le-am văzut, i-a văzut și Ciurlău, ai zis, bă, să ne simțiți, mă, ce dracu, mă, că zic, nu eram nici cu mâna în nas, nici, băm un par de vin și fumăm o țigare. Bă, dar nu se mai opreau, am zis, da, să mă, să scrie ce-l vrea, aia e. Bă, nu se mai opreau. Bă, până am zis Ciurlău, ia stai, mă, dă-o morții, mă, zic, că mă duc până acolo, am traversat strada frumos, până am dus direct peste ei. Salut, băieții! Așa? Și-au zis, da. O, dracu de treabă, stau și eu să fumez cu un prieten și cu alea, beau și eu ceva. Chiar așa în sufletul omului, am înțeles, faci o poză. Bine, mă, fă o poză.
dar stați toți patru, călarea unul pe altul, nu poți să fumezi o țigare, să mai uite și lumea care trece pe stradă, la cine îi face o poză? Bă, dar lăsați-mă că e viața mea până la urmă, mă. Bă, bă, faceți-mi poze când mă vedeți la o filmare, la un spectacol, da, așa, pe stradă, ce am făcut, mă? Cu ce am greșit? Și a zis unul, domnul Bobolete, acum v-am recunoscut. Zic, vrăjeară de asta, zic că aveam harnarea de asta când vindeam peștera jos, poate vă iau acum, că-l chem, că sunt și cu Naum Oficiu, era înăuntru și că poate îți fluier la băieți acum să vă iau aparatele alea să vi le trag în ciocolată. Și a zis la, domnul Bobolete, calmați-vă puțin, deasupra e un salon de coafor și e doamna Andreea Marin și e venită cu BMW-ul lui Bănică și de-aia și făceam poze dânsei. Deci nu erai tu cel vizat. M-am uitat la ei și le-am zis, bine mă. Și am plecat așa. Da, chiar și așa, e o femeie, e la coafor. Ce vă băgați voi pe viața ei? Mi-a făcut ciulău semn. Aia n-aș fi, nu că lasă-i. I-a zis, haide, gata. Gata ce? Gata, m-ai dus direct într-o amintire, păi, da, și n-am amintit. Tot legată de poze. Și probabil ți-a adus mai bine aminte, Ani. Eram, de fapt, bunul tău prieten și regizor la frumosul serial la care lucrezi, Buliga, și cu un operator pe nume Ostilu, da, aveau de mult o cârciumă în centru vechi. Da, Frame. Nu Frame, ăsta la Queen. And Crown, Crown. Queen and Crown, Crown and Queen. Crown. Uh-huh. Și ne-au chemat la cârciumă să le facem, cum ziceam, când plătești să faci... Safteaua? Așa, acum când ai zis, cum îi ce mă, să plătești când mergi la cârciumă? Da, mă, ți-ai deschis un business și sunt primul care dau bani pe ce ai făcut. Și faci safteaua, da, nu știu, da. Și eram o gașcă foarte mare, cu mulți actori, cu nu mai știu ce sărbătoream, sărbătorisem și ne-am întins pe acolo. Ideea e că ne-a văzut cineva, a dat mai departe și era pe perioada, dacă mai ții minte, a PR-ului de la Pro. De mult, când nu prea aveai voie să faci mari greșeli, toți aveam o disciplină, o rigoare, da, și o, da, chestie de genul ăsta. Toți nu erau mandlâcuri, eram toți foarte curați, dar eram curați pe bune, nu eram curățați de către Pierre. Și nu prea derapam pe vremea. Ideea e că eu n-am stat să mă gândesc la derapaj și am băut ca o vită noaptea aia. Și la un moment dat, la masă mai erau Ioan Isaiu, Postelnicu, că pe toți îi știi. Postelnicul era transformat? Sau? Transformat da, și Postelnicul. Da. Și Papadopol. Asta după ce plecaseră de la masă Dana Rogoscu, Dragomir și Adela Popescu cu Radu Vulcan. Și eram făcuți frumos, foarte frumos. Și la un moment dat se aprinde un blitz aici și primul cu căruia îi se bagă microfonul în gură eram eu, iar cea care ținea microfonul era fata lui Mateuț. Și eu acum spun ce am auzit. A zis, ce sărbătoriți aici, Răzvane? Și eu primul lucru am zis, atât a plecat din, înțelegi, de aici, din... Și sare în apărarea mea Buliga, care era aici, da, a simțit gravitatea, da, situației, da, și a venit și el demn așa în picioare, oarecum peste masă, bagă botul microfon și zice, n-au voie să vorbesc. Nu, că nu mai pot. N-au voie. N-a rezolvat-o nici. Pe partea cealaltă a mesei era Papadopol, care, dat peste cap de jenantul moment, își trage șapca pe cap și eu nu mai știam ce să fac, pentru că aveam, eu care am scăpat-o definitiv cu... Da. Papadopol și-a tras aia pe șapca pe față, Postelnic era mut, îi știi privirea aia de... Da, 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 da. Așa. Buliga o greșise și sare Isaiu în apărare și zice... Nu pot să spun cum i-a zis. Zii. Băgameș, să-mi bag, nu ți-e rușine cu tatăl tău, cel mai mare fotbalist de pe lumea asta. Atacat-o rău. Atacat-o cu cancanurile voastre, pișeama și pe... Mamă, deci s-a rezolvat absolut tot în secunda aia. Ăsta a fost un moment, după aia povestea e foarte lungă, pentru că a doua zi, eu în seara aia fusesem și cu nevastă mea, dar la un moment dat, băiat, că mă știi că sunt așa, am dus-o la zona de taxiuri din centrul vechi și am condus-o eu. Dar
era mișto, adică băteam în stânga-dreapta și băieții m-au... Farunești foarte pe... Ai văzut că te duci... În centru vechi, acolo e numai pavele de alea. Și ieși puțin dacă în plouă, te fură puțin. Și am dus-o demn și m-am reîntors la băieți la șpriț. A doua zi a apărut pe online, intrați după 12 noaptea, o vedetă de seriale de la ProTV, da. Beat mort, așa, exact ceva de genul ăsta era titlul, Beat mort în centru vechi. Mă uit pe poză, poza era blurată, dar îmi recunosc pantalonii și zic, bă, este groasă, e belită. Sunt la PR, aici vine povestea foarte frumoasă, sunt la PR și mă demasc, că nu mai aveam ce să fac. Zic, Maria, am făcut o lată aseară în centru vechi și ne-au prins paparații, ideea e că eram toți cam beți și ăla din poză sunt eu. Bineînțeles că am fost certat. Două ore mai încolo mă sună Maria și foarte supărată, zice, bă, dar voi sunteți inconștienți, că nu se poate așa ceva, știi? Și stăteam, parcă prin telefon și aduc aminte cu un sac capul în jos, știi, că meritam să fiu certat. Da. Numai că a explodat în râs și a zis, ce, nu se poate așa ceva, trebuie să urmărești materialul. Cei de atunci au avut decența și au pus-o pe omanea. Îmi place băutura, na-na-na-na-na, știi? Și eu care eram, uite așa, pe străzile alea. Și după aia, inclusiv buliga care zice, vorbească, și într-un repeat de ăsta, eu care făceam... Nu a fost ceva... Cred că dacă cauți pe... Era ceva, cred că pe Cancan sau pe... Asta să văd asta. Să peze. A venit azi? A venit azi, hai să vedem să... Și avem mâncărică, să și ciugurim, să nu plece așa la mare. Doamne ajută! Ia uite ce frumos! O, ce frumos! Eram în turneu cu Vâncică, cu Mihai și cu Costi. Nu mai știu, după zile de turneu. Și la un moment dat, stând în camere, eram undeva după masa și aveam fiecare camera lui pe același palier, eu față în față cu Mihai, Vâncică față în față cu Costi, în același joc. Și nu mai știu pe ce program așa... Asta care au burtieră și sus, nu știu cum zice, cerieră, nu știu, sus acolo, un titlu, a fost o manevră de asta o făcătură la un moment dat, vedetă din Las Fierbinții, prinsă înșelându-și nevastă sau ceva de genul ăsta. Aventura amoroasă cu, așa, vedetă Las Fierbinții. Scrie acolo. Și se rotea aia. Bă, fii atent. Deci eu în cameră văd asta. Deci zapând, ca să înțelegi, toți patru, fiecare în camera lui. Și văd asta. Vedetă din Las Fierbinți care și înșeală nevastă. M-am ridicat ușor din pat și am deschis ușa. În timpul ăsta, fix când am deschis eu ușa și au deschis toate alte ușile. Vă, deci zici că era... Deci nu că era, cred că, pe vreo trei canale, oricum era burtiera. Toți cu panică pe privire. Da, nu. S-a deschis ușa. Mihai în fața mea, Costi acolo și aici Vâncică. Și a făcut așa, Mihai. Mă, i-am făcut la el. Mă. Și am uitat la Vâncică și Vâncică a zis, mă, și Costi a zis, mă, ce a zis Mihai, eu nu, și a zis, nicio, Vâncică a zis, nicio, și Costi a zis, la mine nu se pune problema, și au intrat, tân, s-au închis ușile, atât a fost, băi, atât a fost atât discuția, știi? Foarte bun. Bă, deci a fost genial, dar primul a fost Mihai care a făcut așa. Mă. Adică, bă, bună, da. E, vorbesc acum într-o perioadă în care oricum stăteam foarte mult timp împreună, adică turneu, filmări, știi, Mihai a pus-o pe genul, bă, dă-o dracu, deci cum să nu zici nimic, mă, știi, și eram așa, mă. Și s-a aflat cine... A fost o făcătură cu... Nu era nimic adevărat, era o chestie care a fost făcută de presă, nu contează, o mizerie. Zi-mi și mie, în 2014, acum 6 ani, 7 ani mai bine, îi spuneai Dianei că... de fapt, ai declarat că o să-i spui fieții că, băi, cel mai bine e să plece din țară, să trăiască în altă țară, nu aici. Asta se întâmpla acum 7 ani. Eu vreau să întreb acum, atunci când gândeai treaba asta, aveai momente în care te gândeai că dacă ea într-adevăr va pleca, va pleca fără voi? Sau te gândeai că o să pleci și tu cu ea? Și doi la mână, vreau să te întreb dacă de atunci până acum ți-ai schimbat părerea și realizezi că de fapt cam tot ceea ce ai în momentul ăsta ai datorită faptului că trăiești în România. Da, știu unde bați și o să-ți răspund. Nu bat, în niciun fel. Eu ți-am pus întrebarea mai complexă, îți alegi tu unde vrei să răspunzi vrei să te duci. Da, într-adevăr, de mică i-am făcut așa ca un fel de inception vis-a-vis de viitorul ei. Țin foarte tare la treaba asta și acum, deci nu s-a schimbat absolut nimic, fiimea face fix peste o lună, face 10 ani. Mulți înainte. Nu-ți imagina că stau și spun, iubita mea, trebuie.
îi spun de avantajele de a învăța și de a avea o școală, să urmeze o școală bună. Uh-huh. Mă gândesc să o trimit afară la studii, strângem ceva bănuți în sensul ăsta. Asta e vorba și de opțiunea ei, că până la urmă tu vrei să o trimiți afară, dar poate fata își va face atât de mulți prieteni aici și va, îi va ajunge stilul de învățat de la noi din țară, încât va zice, bă, tată, nu vreau să plec în Anglia. Dar n-ai de unde să știi asta. Bă, da. Ție ți se pare că s-a schimbat ceva de atunci, din 2014 până acum? Tu n-ai, nu știu, n-ai niciun pic de... n-ai o luptă așa interioară vis-a-vis de ce se întâmplă în țara asta? Nu. Deci am avut o singură dată o problemă, când a fost asta cu schimbările de guvern și nu știu ce, mi s-a părut de mai multe ori, am avut momente de-astea în care mi-am dat seama că ce e la conducere și ce e clasă politică conlucrează parcă într-o direcție în care vor să ne fută viața de tot. Doar că nu am simțit niciodată dorința să ne-am părăsit țara, pentru că eu de-aia ți-am și pus ție întrebare. Eu sunt convins că dacă m-aș fi născut în altă parte a lumii astea, n-aș fi avut ce am acum. Iar eu sunt un băiat care sunt foarte fericit și mulțumitor celui de sus sau extratereștilor, cui vrei tu, uh-huh, pentru tot ceea ce am, de la copii până la carieră. Și atunci de ce să plec? Ok. Da, aici fac lumea să râdă, aici lumea mă oprește pe stradă și de bine de rău, dar n-am devenit celebru făcând ceva nasol. Tu nu împarți viza, că e o altă viață, copiii au altă viață. Eu între timp, da, mi s-a dat șansa asta de către viață, nu a fost o opțiune. Era undeva prin 92, murise taică-miu în 90 și eu am încă de pe vreo în Ceaușescu o mătușă fugită în America. Taică-tu a murit în 94? În 90. Nu, asta e o prostie ce am vrut să fac acum. Tu îți dai seama că sunt moderatorul, să zică invitatului. Nu, nu, taică-tu a murit în 94. Da, mă rog, ui, mă gândeam că... Ui, și am zis mai înainte că 90. E o glumă proastă, iartă-mă. Nu, mă gândeam că ai sărit un pic prin așa și... Dar taică-tu n-a murit, Răzvan. Da, da, tata încă... Taică-tu ești aici. Domnul Gigi. Tâmpenie, am vrut să fac cu bun, scuză, bun. Zi. Și în 92 am fost trimis în America cu titlul de a mă înfia mătușii mea, sora lui taică mea. Și uite cum m-am dus acolo, dar m-am dus așa în plin, pentru că eu în anul ăla am și pierdut, am rămas repetent aici, știi, adică eu mi-am băgat picioarele, pentru că aveam atâta, gata mă, eu plecam, înțelegi? Plecam din țară. Mă duc în America, nu mai mă întorc. Nu mai vreau să mi se încheie, cum îi spune... Mediile, oricum eram pilaf, deci eram sub orice critică. Și știu că ultima dată când am ieșit din clasă, am dat un picior în ușă, știi, așa, de revoltă. Nu mi-am închis nicio materie, eu plecam în America. Mă durea în cur, n-aveam niciun fel de treabă. Numai că m-am dus acolo și am stat, mi-a oferit mătușii mei acele 4 luni de zile, urmând să mă hotărăsc și să-mi... Cum să zic? Unde în America? Massachusetts, Colorado? Nu, în Pennsylvania. Pennsylvania. Lângă Philadelphia. Și am stat acolo vreo 4 luni să-mi echivalez școala de aici. Da, da. Și m-am întors după 4 luni, pentru că mi-a fost dor de țară, de mamă, de prieteni și de... Și atunci erai mic. Era mic. Mic. Erai adolescent. Deci ocazia am avut să plec din țară. Da, eu acum n-aș mai pleca. Și exact cum ai zis și tu, sunt recunoscător de ceea ce sunt în țara asta, dar eu... Pentru tot ce am făcut eu și cred că și tu ai ești la fel, de, bă, tu ai plătit, ți-ai plătit, cum îi zice, ajută-mă, te rog frumos. Ți-ai plătit hainele. Nu, mă. Ți-ai plătit chiria. Ți-ai plătit laptopul. Nu, mă. Mi-am plătit telefonul, mă. Ți-ai plătit dreptul băutura. De a fi unde ești acum. Scuze-mă, da? Nu eram acolo, da. Ți-ai trăit... Traiu, ți-ai mâncat mă la eu, da, mor bobă. Bă, ce vrei mă să zici? Da, mă, un pic mai băgat într-o de-asta am venit. Ți-ai plătit tribut? Ai plătit tribut, da, da, pentru ceea ce ești acum, da? Ai avut ani grei, ca și mine de altfel. Da, dar nu consider că am plătit tribut. Am avut ani grei pentru că am avut o pornire grea și am avut căutări. Da. Cum tu, de exemplu, ai încercat să faci muzică, eu am încercat să fac electrotehnica și nu mi-a ieșit. Înțeles. Până când să ne regăsim în asta în care nu poți să spui că suntem actori cu patalama la mână sau cu școli, bravo, făcute. Și tu și eu am făcut niște serii, am descurcat onorabil, onorabil. N-am citit pe nicăieri să scrie de noi cineva, nu poți să te uiți, jenantă prestația lui Fodor, nu știu ce serial. Și până la nu am făcut mari filme de artă, no, nici eu, nici tu, no. Am făcut televiziune, seriale, prezentatori. Ce nu am, mi s-a întâmplat niciodată. Nici să trag o bășină în direct, nici să-mi sară frumuc. Da, ai plătit toate lucrurile astea. Adică ți-a fost greu când ai fost puști. Ai tras greu ca să-ți cumperi o pereche de blugi, să nu ții pe calorifer până a doua zi, să o pui tot pe aia pe tine. Te recunosc, da. Înțeles? Am mai vorbit despre asta. Ai sărit dintr-un apartament, într-un apartament mai mare, într-o casă, într-o... Exact ce vorbeam noi zilele trecute, când ți-ai născut primul copil, tot într-un apartament de două camere, tip studio.
da, care era făcut pentru așa, în care m-am căsătorit și mi-am crescut copilul până la 4 ani, acolo am stat cu copilul până m-am mutat în casa mare pe care o am acum. Da, mă, da, clar, fiecare are un drum până acolo. Da, dar eu mi-am plătit, tati, tot la statul ăsta. Eu am plătit taxe într-una. Ok. Eu n-am făcut o nimic. Pe mine statul, eu din partea statului, nu așa, adică, Fodor, tocmai ți-o dăm la... Nu, a dat la... la un val de oameni, da, și prin valul ăla am fost și eu. Ori eu treaba asta, eu nu pot să, adică eu nu pot să zic, bă, eu sunt foarte mulțumit de țara asta. Cum? În care... Nici în care eu nu sunt, da, e clar că avem niște mari lacune față de alte țări europene. Oamenii sunt nemaipomeniți. Da. Eu nu pot să duc cu cei care ne conduc. Acum putem să o ducem, dacă vrei ne prefacem, zicem... Tati, dacă se face un război, eu oricum sunt clasat militar pentru că sunt bun. Dacă se face un război și n-aș fi fost clasat militar, eu mi-am putut în piciorul cu maceta la poartă când veneau să mă ia să mă duc la război. Cum să mă duc la război? Ești nebun la cap? Nu există așa ceva. Cum dracu ți-am putai, mă, piciorul cu... Cu maceta. Vârful, mă, 4 degete și nu te ia nicăieri. Cum 4 degete? Îl tăteai, pe ce, cum puneai piciorul la poartă? Pe bordura? Da, mă, ea veneau să te ia cu arcan, știi? Uh-huh. Și te puneai piciorul și te tăteai cu maceta. Și gata, nu am cum să... Se dura, te pișeai pe tine. Te pișeai pe tine, dar nu plecai în armă. Eu te știu, nu pe tine, tu, dacă soldat, ai un coș pe spate și ți-l stoarce cineva mai tare, te duci la spital. Nu plecai la război, mă, nu te duceai la război. Dar nu stai ei, mă, 4 degete. Tu te duci la război? Vezi că tu încă ai vârsta. Nu, dar mâncam unghie până în carne. Și a tăiat la 4 degete, da. Ia uite și eu ce am aici la arătător. S-a rupt cuticula. Nu mi-e nicio. Că nu pot să trag pe... Da, și am făcut și cacamoale. Da, mă, hai că am sărit. Am sărit de la... Nu, mă, asta ai zis. Oamenii sunt mai importanți decât conducerea și așa mai departe. Și ai dreptate, pentru că am observat, e o chestie care se aplică în mare parte, de exemplu, la comedianți. Noi fiind o mână, la orice petrecere sau unde nimerim, tot timpul cauți să ajungi lângă un alt comedian. Dar impresia că el a ținut, te înțeleg. Știi despre ce e vorba. Așa e și asta. Când zic ăștia, domne, că s-a umplut Mexicul de români, că în Maldive se vorbește numai română. So what? Pentru că dacă mă duc oriunde m-aș duce în lumea asta, s-at de fericit când mai găsesc un român care stau de vorbă, nu când mai găsesc 500. Care să fie pe mine călare. Dar dacă undeva mă întâlnesc cu un român și nu sunt în țara mea, îmi face mare plăcere să vorbesc cu el, indiferent cât de ăla de cretin. Poate să fie un cretin. Tot stau de vorbă cu el. Pentru că eu am impresia că noi oricum suntem altfel în ADN-ul nostru, în Constituția noastră. Suntem altfel decât europeni în general. Da. Și diferiți chiar și față de frații noștri italieni, care să zicem că sunt mai aproape de noi, sau nu știu de care, de sârbii care sunt la fel, îi simt puțin mai aproape. Dar tot pot să spun că trăim într-o țară care e populată de oameni faini. Mie îmi plac. Poate că și na, am avut și... Bobo, ascultă un pic. Trăim noi într-o bulă în care avem oameni faini pe lângă noi. Ești foarte aproape de oameni care construiesc societatea civilă. Oameni care fac niște lucruri și se zbat și dau din... Tu pe ei cunoști. Că îi cunoaștem pe toți. Nu, că așa cum îi cunoști tu și pe-alți, și eu îi cunosc și pe-alți. Adică și tu vii din Berceniu în care ai stat și ai cunoscut și niște pramatii, am cunoscut și eu niște pramatii, am văzut, dar făcând o medie, mă duc și spun că vectorul e unul ascendent. Corect. Știi? Da. Nu, acum nu înțelege, sau lumea să nu înțeleagă din podcastul ăsta că eu am spus aici, că țara asta e minunată cu toți oamenii ei. Da. Nu. Am spus doar că... Oamenii ăia mișto din țara asta, da, sunt foarte mișto. De fapt, oamenii ăștia mișto din țara asta mă fac să nu-mi doresc să plec în altă țară. Eu nu așa sunt. Corect. Dar uite, eu când am plecat de la treaba asta cu ce îți spuneam eu, gândul meu din 2014, bă, vreau copilul meu, dacă alege, până în secundă asta, trece clasa a patra, eu un copil isteț, merge bine cu școala, o văd foarte bine. Ți-am zis, pun bani deoparte pentru o școală bună. Poate n-ajunge la școala aia bună. Bă, dacă ajunge la școala aia bună și dacă ea este apreciată acolo afară, bă, prețul corect, pentru mine, dacă vrei să rim în o altă discuție, pentru mine e foarte important treaba asta cu prețul corect. Bă, eu îmi doresc copilul meu să se ducă acolo, bă. Pentru ce, că mă? Va fi apreciat, cred că mult mai tare decât aici. Am tone de exemple de niște copii care au făcut școli afară și au fost racolați să vină înapoi în țară pe niște bani aparent ok,
în România. Dacă vrei, acum ne ducem în asta. Păi da, mă, dar nu doar banii sunt importanți. Bă, nu sunt importanți. Chiar eu îți spun că nu sunt importanți, pentru că eu de ani de zile am căcatul ăsta pe care mi-l impun că banii nu sunt importanți și fac ceva în sensul ăsta. Dar prieteni, copiii ăștia de care îți spuneam că au făcut niște școli pe afară, au fost racolați să vină în România și, bă, cu greu au refuzat. Dor de părinți și, dar numai că banii care erau dați prin Tokyo, pe la Viena, pe la New York, n-au nicio legătură cu ce se întâmplă aici. Deci... Băi, eu nu fac grijă dorul de părinți și asta, și pentru că și eu am plecat la 14 ani de acasă, stat societatea... prin internat, nu știu ce... Eu cred că nu ar trebui să ne grăbim cu asta, cu să te gândești la copiii noștri și la traseul ăsta pe care îl are fieta, care ție ți se pare acum că e ok. Are 10 ani, nu? Da. Băi, mai e mult până termină gimnaziu, da. Dar apoi liceu. De unde știi că nu se va dovedi, iartă-mă că spun, vreo tâmpită pe undeva pe la 14 ani? Și care nu-i mai place cartea. Corect. Se pișe pe ea de matematică, de fizică și de chimie și place și ea chitara și o vezi că are voce, se apucă să cânte. Și o să zică, bă, tată, și ceva cu studiile tale, să te bagi în cur. Mie îmi place ceea ce fac și când rock. Și face trupă și whatever. Sau îi place să dea cu kite-ul și face o gașcă de kiter și pleacă prin țări străine și stoacă banii pe vacanțe unde are vânt exact cum îi trebuie și ajunge o sportivă care face competiții. Bă, n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi, da. Eu zic că planurile astea și proiecțiile pe care noi le facem acum când ei încă sunt la o vârstă în care, nu știu dacă îi place fotbalul, tenisul sau patinajul, sunt derizorie, doar să ne țină mintea noastră ocupată, dar eu cred că ar trebui să ne mai liniștim puțin. Bă, eu sunt foarte liniștit. Mi-ai pus o întrebare, eu ți-am răspuns. Da. Bă, da, nu sunt deviat foarte tare de la subiectul din 2014. Da, copilul dacă va învăța bine și dacă îmi confirmă că merită școala aia pentru care eu strâng bani pentru ea... Ai vrea să plece să facă studiile, da, în altă parte. Da, să facă studiile, dacă poate să rămână acolo, dacă dă de un băiat mișto, civilizat, dacă, nu știu, societatea o acceptă și, știi... Dacă îi place, dacă mă, până place la ce la se întâmplă acolo. Dacă, dacă îi place ei, asta e important. Gândește-te, Europa, la 2 ore de mine, adică nu e ca și cum îți pleacă, da, la capătul, da, pământului, se duce și se mută și lucrează în Fiji. Spuneai că rolul părintelui e să-i facă amintiri, să-i creeze amintiri frumoase copilului. Da. În perioada în care copilul stă acasă. Și tu cum te porți cu Diana în direcția asta? Adică ce faci ca să-i oferi amintiri frumoase? Păi uite ce, puțin mai devreme, noi trebuia să ne întâlnim la ora 5:30 și ți-am zis că, ți-am promis că vin. Da. Dar aș pleca astăzi la mare. Astăzi este vineri, am aflat prognoza meteo că mâine ninge. Da. Și am niște prieteni care se duc la mare, au niște apartamente acolo și am și un apartament gol al unor prieteni. Uh-huh. Și mă duc la mare. Nu este o vacanță, este o experiență. Pentru că ea n-a văzut marea înghețată. Pentru mine e o chestie foarte mișto. Asta e o saltea sau ceva, că nu, asta nu s-a amintit plăcute când mergea, cum am mișcutat dintr-un apartament gol și dor pe dușul meu la minus 15 grade, că e frig. Nu, zic că și marea cum era, tău morții de mare, că nu mai țin minte. Știu că am făcut pneumonie și eu și tata, care avea azm, și nu ne-a lovit COVID-ul dacă am stat prin spitală pe la Constanța până am ieșit, Doamne ferește. Bună. Gol, dar să-ți iei un scaun de la de pe scară. Un apartament încălzit. Da, un apartament încălzit. E nemobilat, dar e încălzit. Asta e o amintire. Eu sunt construit din amintirile pe care ai mei mi le-au dat, uh-huh, atât cât, na, cât au fost împreună până taică mi-a murit când aveam eu 14 ani. Aveai 18 ani când a murit taică. Nu, aveam 14. Am înțeles, da. Eu tot calculez cu 4 ani înainte, dar nu înțeleg de ce vreau să mai țin în viață încă 4 ani. Știi? Bă, dacă mai trăiam, în secunda asta eu eram altcineva. Da, știu asta, că am văzut la un moment dat o chestie de clasei pe care nu știam și spuneai că atunci când taicătul a plecat dintre noi, s-a schimbat viața pentru că ți-ai asumat mai mult lucrurile pe care le faci și tu spuneai acolo ceva de genul că dacă tata ar mai fi trăit, aș fi fost în continuare neatent la anumite lucruri, aș fi fost tot un fel de boemitate supremă sau... Tata era, da, tata mă încuraja foarte tare în zona asta de boem și de la el am un soi de miserupism, uh-huh, care din exterior se vede aroganță, dar de fapt nu e aroganță, mie, pe anumite lucruri mi se cam rupe. Uh-huh. Știi? Nu la modul fizic, adică ea nu crapă. Nu crapă, că e hidratată. Da. E...
Bă, nu mă interesează. Eu înțeles, aspecte, da, mă, da. Nu, eu de asta un lat. Da. Da, bine. Chestie pe care am și aflat-o puțin mai încolo, pentru că e mai complexă situația, mă rog, cu Peter Pan Syndrome, îți povestesc eu altă dată. Dacă... Peter Pan Syndrome? Da, există așa ceva. Și fratele tău... Eu eram sigur că tu n-ai avut boile copilărie pe care le-am avut eu, pojar, variolă, ai le-am avut Peter Pan... Le-am avut, dar după aia am dobândit un Peter Pan Syndrome. Da. Ce dracu e asta, mă? Îți zic eu, nu-ți plac adulții pe care i-ai văzut în jurul tău, de-a lungul vieții. Na. Da, mă, păi de, și de la ce pleacă? Că singurul adult, bă, nebunule. Peter Pan Syndrome, nu-ți plac adulții care sunt în jurul tău. Da. Pentru nu-ți plac că... adulții din jurul tău care au intrat peste tine dezbrăcați în cameră că tu dormeai. Asta e altceva. Dar e Peter Pan varianta porno. Nu, frățică, nu. Dar de ce trebuie să nu-ți plac adulții, mă, care sunt în jurul tău? Pentru că Peter Pan, singurul adult care era în jurul lui, era Captain, nu căuta, nu era căuta. Captain Hook, înțelegi? Am înțeles. Și de aici ai plecat. Dar asta e povestea. Și tu ai suferit lungă de asta? Nu am suferit. Conțin acest Peter Pan Syndrome pe care mi l-a stabilit un doctor bun, un terapeut. Bun pe povești și foarte un mare fan Disney. Bă, nu știu, presupun. Bă, vrei să vorbim despre asta sau nu? Nu, e de ajuns oricum așa, lasă-i deci pe oameni când... să caute. Ok, să dar poți să cauți și tu ca să vezi că, bă, Fodor, bă, am crezut că Fodor e nebun, dar uite, bă, că există. Și să vezi ce-ți spune la Peter Pan Syndrome. Ești nașul lui Cabral, uh-huh, și vreau să te întreb dacă îți plac nunțile. Sunt fier după nunți. Zici mie ce faci la nuntă, că și eu sunt naș. De obiceile, bă, frate, bă. Tu acum zici ca naș ce faci la nuntă sau în general la nunți? Băi, hai să tratăm din ambele puncte de vedere. Unul la mână, de ce nu-ți plac nunțile? Și doi la mână, ce nu-ți place când ești naș la nuntă? Păi fii atent, hai să începem cu, cu nunțile. Când ești imitat. Când ești imitat. Că bă, m-am dus la toate nunțile. Am avut la un moment dat un an, cred că 2000, îți spun acum imediat, 2001. O treabă de genul ăsta. 2011, în care cred că am avut vreo... Murise taică tu. Da, da, din 94. Prostești. Am fost la vreo 13 nunți. Nu cred, da, într-un, da, da, an. Da, și cu vreo 4. Mamă, sapă de lemn. Nu aici era problema. Păi și aici, bă, la un moment dat la 6, da, mă, le dai la oameni, bine, că da, și zi, vin la tine la, da, nuntă, mă, și da, știi. Da. Bă, la un moment dat aveam, după a patra nuntă, aveam discuție, mă, deci... Asta mai erau mai bune la partea aia, știi? Deci erați experți în... Muzica era aceeași, fețele erau aceleași, n-ai, nu e. Nu e! Și mai e o chestie care mă omoară, iar asta are legătură și cu treaba de naș și mulțumesc Dumnezeu că nu Cabral a fost sănătos la cap și mai am încă un fin care și cu el am diluit. Eu nu duc cu costumul. Aha. Cu sacou, cu căldura și majoritatea anunților se întâmplă vara și mă coclesc, frățică. Da. Picioarele mele au stat numai în bașcheți, în șlap și în... Dar ce ai văzut când a fost momentul cu dansul, cu alea, când se vede din ochi când se uită lumea la tine că trebuie să te ridici. Da, și încerci să joci că, de fapt, mamă, dar abia așteptam momentul ăsta, îl faci, dansezi. A, tu joci și asta când, da, te ridici? Mă, da. Ai fața în care le transmis, de-abia așteptam să joc? Da. Bă, ești expert, uite, ești acum nebun. Sunt anxios că, mamă, urmează dansul și te anunță. Și acum e invitat și nașul și cu... Pac, știi, ai belit ochii, te-ai ridicat, te-ai ridicat, te-ai trezit să coași și te-ai ridicat, știi? Da, pare că și de-abia așteptai. Și duci alea 3 minute, 4 minute, după care te scuzi și zici, bă, eu la horă sau sâmbă, ceea să se rotește. Da, acolo nu mă bag. Eu aștept cam a patra, când se face ceasul 6 cu nevastă, mai a patra oară. Al patrulea spin. Adică, da, pleacă hora, da? Mhm. Uh-huh. Se duce. Da. Între prin fața de masa nașului. Mergi. Când ajungi în fața nașului, mi-i face așa? Da. Și ajunge nevastă mai aici, da? Uh-huh. Și ușor încetinește și îți face, prima oară face așa. Și, da, și pleacă ea într-o altă oră. Și aici era aici. Și tu, când ajunge ea aici, așa, important, a doua oară, calculezi că știi că se întoarce, tu exact atunci... Am înțeles. Frumoasă. Și s-a întors și se aude bo, dacă ridici aia deja s-a trecut și faci așa. Ce, doamna? Atent. A treia oară, ai plecat, nu ai, nu. Ești tot acolo, că n-am de să pleci, că trebuie să treci prin horă. Dacă e în față ieșirea, trebuie să treci prin horă. Te prinde una de mână, o mătușă nebună și la revedere. Și a treia oară, încerc cu țigară. A treia oară se întoarce la tine și termin țigara și vin și eu. E, a patra oară, de obicei, nu prea e de evitat că se întâmplă asta. Ajunge nevasta aici și se face așa. Hai! Și tu te duci, Te duci și o joci așa. De când? Mă, de ce nu mai chemam și pe mine?
Te mai învăță? Ce dracu, ați învârtit de 4 ori fără mine și pe mine nu m-a schimbat deloc? Am înțeles. Știi? Și te bagi acolo și faci tu fața aia. Când s-a terminat ultimul acord, ai plecat. Te-ai dus, că dacă începe și leagă a doua și mai solistele alea. Hai că ai zis și nașul mare și se face acum o olterească specială. Mamă. Pe mine lumea mă știe că nu duc cu folclorul. Pentru mine folclorul se oprește undeva pe la Leșe și alea vechi, știi? Eu cred că la Leșe se oprește. Da, păi ăla e folclor, mă. Omul a fost și este culegător de folclor autentic. Dar da, e Doina, e folclor de cancer, de o părară, de boală grea. Și duci... Noi avem și folclor de se joacă de... Da, la calobălan, la calobălan. Nu, păi... nu duc. Cu bădița lui. Nu există. Păi nu există. Cu bădița, fără bădița. Avem și folclor frumos, totuși. Nu e Grigore Leșe și atât. Eu nu duc. Și știu că avem un filon folcloric interesant și așa. Și eu zic, la o băută, la o petrecere... Nu merge. Și nici muzica de pahar nu merge. Țin minte că mă duceam și ascultam. Cum, da, cum când faci petrecerea asta, n-asculți o Gabi Luncă, un Dona Seminică, nu te bagi în zona asta. Nu mă bag în stare bună, mă jur. Nu mă bag în stare bună. Da. Cică Petrescu. Încep să plec la primele acorduri. Păi și ce asculți când, bine, când vorbești mult și eu vorbesc, dar trebuie să ai un fundal așa. Corect, eu sunt mesen. Ca mesen, stăm de vorbă, trebuie să ne înțelegem. Nu poți să țip la tine, mai ales la masă. Și ce la pui pe fundal, Vanghelis? Nu Vanghelis, mă, dar să fie așa, poate să fie orice, dar să fie încet, bă, că vreau să vorbesc, să mă aud cu lumea. Ți-am zis că m-am ciufuțit. Ciudat. Da, sunt ciudat. Îmi place, acum în pandemie făceam asta, ne îmbătam și primam telefonul care era conectat la boxă de la unul altul și fiecare punea câte un guilty pleasure în ghilimele, că nu mai guilty pleasure. Ne putem juca cu treaba asta, asta o înțeleg, e o convenție. Adică... Da, nu totuși, nu se poate. Nu putem să punem... A, punem acum să râdem de ceva. Bă, mie îmi place, uite, știi piesa Făcearei Clăbuș și Spume? Da, nici așa, nu m-am dus nici acolo. Eu pun ca să râd, știi? M-am amuz, dar... Clăbuș și Spume? Clăbuș și Spume, de tot mai sunat de mâine. Asta e continuare. Da, tu știi Zorile din Galați? Mi-am dorit o bicicletă? Mm-mm. Mi-am dorit o bicicletă și-am primit de ziua mea. Să trăiască mama, tata, să mai ia și altceva. Toată ziua dă-i pedală, înainte și înapoi. Ascultați și aveți grijă, ca să nu pățiți și voi. La trecerea de pietoni am atins un nene polițist de urechiușă. M-a luat și ușor așa mi-a zis: buletinul să mi-l dai, să trăiți nu am. Spune-mi pe ce stradă stai, tocmai mă plimbam. Puștule, te-am amendat, dar nu sunt șofer. Nu știi? Nu știu, frățiu. Și așa e cântată, jucat, toată, da? O știu toată, da, și cântată pe două voci. Și cine a invă? Cine a compus? Zurile din Galați. Mi-am dorit o bicicletă. E melodia mea preferată. Eu când mă îmbăt, o mai pun așa și singur. E un dialog interesant acolo, că polițistul jegos poate să facă pușcărie, că l-a se ia de copilul. Care? Copilul? Da, da, în fine, da. Deci n-ascult. Avem, să știi, sunt niște melodii frumoase așa. Știi, contează și cât duci în seara aia, știi, și până în ce punct ești. Că dacă seara nu mai prezintă interes, știi, adică nu mai unde, fetele s-au dus la culcare și stăm doar... Da, zic că merge, se mai salvează muzica din când în când. Când vrei să mai bei și nu mai ai ce să mai vorbești. Da? Da. Bă, nu neapărat folclor, am înțeles, dar poți să dai drumul să meargă un rost Ioan. Păi stai, mă, că tocmai ai spus altceva. Da, dai drumul. Depinde cu cine ești, uite, eu pun asta cu Zurile din Galați dacă sunt cu Mihai. Am înțeles. Ascultăm și dat. Și eu dacă sunt cu voi, aș putea să ascult Zurile din Galați, dar de cât ori o asculti? Cât mai dăm încă la un șpriț sau ultimul în picioare, știi? Nu? Așa o ții de la 3 până la 6 dimineața? Dacă ne place, da, dacă își cântăm. Super! Ce-ți place să bei cel mai mult? Alpsec. Alpsec. Și cea mai urâtă beție de la Alpsec? N-ai găsit în cap, te-ai dus, ai vomitat pe tine. Cea mai urâtă beție de la Alpsec a fost... cu foarte mulți ani în urmă, a fost și un hangover mișto de tot. M-am trezit, era iarnă și terminasem un proiect și țin minte că m-am dus la o cârciumă unde mi-am luat aparatul foto, aveam un cyber shot de la, nu există, da, telefoane să faci poze frumoase. Cyber și am zis shop. Shot. Cyber shot.
Așa, și am luat aparatul foto să fac poze ca să imortalizez finalul de proiect. Și ne-am îmbătat foarte tare, eram cu o geacă groasă pentru că era iarnă și m-am trezit de dimineață în casă, în apartament, nu eram căsătorit atunci, și m-am trezit în geaca groasă și în pol. Întins pe pat, pe invers, știi? Dezbrăcat tot la șed, dar în sus aveam un tricou, un plover și geaca groasă închisă până aici și aparatul foto aici. Și jos, nimic. Am zis, opa, nu e ok. Am pus mâna, am simțit aparatul. Cam filme, deși nu a apăruse Hangover, ca să vezi în așa, am scos aparatul curat. Era o poză cu niște oameni pe acolo, gata, amintiri frumoase. Și am zis, bă, să vezi că am scăpat. Cred că n-am derapat foarte tare. Nu ai pus mâna sânge. No. Am sunat la cei cu care am petrecut și toți au zis, nu, a fost o seară chiar ok. Adică nu, n-a derapat nimeni, nu s-a întâmplat nimeni. Și ok, m-am relaxat și pun pe telefon să, deci după ce am vorbit cu ăștia, să caut pe acolo ceva. Da. Și am văzut un apel pe la 5 și un sfert, 6 fără 20, da. Erau vreo 4 apeluri. Sunasem pe Paula Selling. De ce? De ce? Nu știu. Eu cu Paula mă știu bine, dar nu... Te înțeleg. Tu ești la nivelul în care cauți lăutar la 5 jumate. Tu vrei Paula Selling, bă, trăiți anamul tău, adică ești bă, chinez? Bă, gândesc că s-a apelat în buzunar sau ceva, că n-am niciun s-a motiv. S-a apelat în buzunar? Da. Cred că a fost pe genul... Și asculta niște Paula Selling. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu stai cu costum, că până la urmă 5 jumate, n-are cum să... Cum era mișto să-ți fi și răspuns, să zică da, fudă. Băi, Paula, ce făceam? Tu urmăm și vino. Vino puțin, că am un pian aici cu coadă și dacă poți să legi pe comunica asta cu care mai cântă ea, băga și mie o chestie aici. Nu pot, că 5 jumate nu circulă metrou, cum ar veni. Da. Zicea ea, nu cred că asta zicea. Deci o sunase la 5 jumate și tu zici că din buzunar. Bă, eu zic da. Nu fac de obicei așa și ceva. Și cealaltă apelul către cine era? Nu, doar pe ea de 3 ori. De asta zic că sigur s-a apelat în buzunar. Deci nu știu. Bă, știu că vorbeam la... ne-am întâlnit de zile trecute și ce ai de asta cu cancerele? Că ești tu, bă, frățioare, lasă-te. Tu ești ipohondru și eu sunt. Cât de cât. Bă, și ți-am povestit că am făcut infarctul. Știu. Dar am auzit și la exarh. Da, am făcut infarcturi într-o săptămână, am făcut vreo 7 infarcturi. Dar și exact 4-5 zile, că le făceam foarte compacte. Compacte, da. Adică îmi reveneam din infart, iar îl făceam. Am avut într-o seară 3 bucăți între 1 și 4 dimineață. Uh-huh. Alea cele mai periculoase. Da, alea sunt, pentru că nu mai poți să dormi. Cu gheară, cu tot ce trebuie, bine, îmi reveneam. Am fumat o țigară, îmi puneam un rom și îmi reveneam. Dar dacă era romul slab sau nu, ce făcea infart imediat după? Na, trebuie să-i dai mai... Adică am făcut infart în seara urcându-mă pe scări din bucătărie când făcusem infart sus. Am coborât să beau, să fumez o țigară și când m-am urcat, iar am iar făcut infart pe scări. Ăla e, că poți să cași și spar și cap. Da, nu, că m-am ținut de alea și m-am întors și am mai băut ceva. Deci am făcut regulat, mi-am făcut cronografie cu substanță de contrasă, văd care-i treaba, înțelegi? Ai avut aparat de la o zi la tine? Am mi-a pus, da, ca să vadă testul Doppler sau nu știu ce și așa EKG mai departe. EKG de efort ai făcut? Am făcut, mi-am luat și acasă, am un mini EKG de satisfacție cum ție tensiunea, mi-au și EKG-ul din când în când, am început să le și citesc cât de cât, adică încă îmi dau seama ce e pe acolo. Pot să-mi iau saturația dacă îmi bag un deget în cur și unul în nas, adică dreptul în cur și glumesc, și seama, dar să îmi dau seama după ce respir că am o problemă. Și vreau să întreb pe tine că tu ești, te-ai dus în zona asta, bă, Steliano, Fulga, Muntele Atos, tu ești cu cancerle, tu le simți. Eu am plecat pe cancer. Da? Pe ce fel de cancer ești tu? Păi prima oară m-am luat de la astea pe care le faci în urma vicilor tale, știi? Uh-huh. Na, m-am gândit, nu m-am dus pe ficat foarte tare pentru că sunt băutor de șpriț alb sec, nu prea. Așa știi? Și eu, de lămurțiu de ficat, n-are ce da, să se întâmple. Da, da, am zis, bă, ceva să n-am pe la, știi, cu plămâni, cu de-astea. Acolo, plămâna. Acolo, da, și m-am gândit pe la astea, pe la pancreas, știi? Ce ai făcut? Ai avut cancere de-astea repetate? Într-o zi mai multe? Bă, la un moment dat am simțit niște chestii și zic să vezi că ăsta e cancer. Dar toate astea au venit la pachet cu... mi-au venit după niște întâmplări neplăcute pe care le-au trăit niște prieteni de-ai mei, care nu mai sunt acum. S-au dus că nu se simțeau bine și le-au zis ce faci peste o lună? Aici te-ai speriat tu. Da. Și li s-a zis ce faci peste o lună? Păi plec în vacanță, în Malive.
cu nevasta, nu, se duce doar nevasta singură dacă e, că nu... Și așa s-a întâmplat, știi? Și din momentul ăla am intrat într-o panică de-asta nasoală, care mi-a dat și cu ceva atacuri de panică și am intrat direct și pe infart, știi? Am avut și eu, da. Și a plecat tare de tot. Partea la... bună că noi facem un gen de, uite, de exemplu, tu ai făcut un gen de cancer, niște genuri de infart care trec cu Nurofen, ai încercat, ai văzut, trece cu Nurofen, e varianta cea mai ușoară. La mine cu magneziu, dacă îi dai magneziu, magneziu, dacă e hard, bagi un Nurofen. Uh-huh. Acolo înseamnă, ăla e... Uite, într-o zi am văzut-o pe nevastă, eram la un ATM și când m-am întors înspre mașină, nevastă mea din dreapta, șoferului, care parcase mașina exact în față, șmecher, era peste consola din mijloc, ca și cum să-mi spună repede ceva. Uh-huh. Am alergat, că mi-am dat seama că e ceva nasol și când am intrat în mașină, ea îmi spunea că unde morții lui este un pix. Moment în care am certat-o, zic, bă, nu poți să ai reacțiile astea, adică nu poți să ai fața aia înspăimântată și o să te văd, bă, deci am văzut tot în reluare și pixul, da. De-abia am ajuns la mașină și când deschid ușa aia mă întreabă unde e pixul. Și m-am așezat în mașină și m-a luat ceva pe braț aici, simțeam așa pe braț, infart, eram în Cămbărceni, știi? Infart. Pe aici un pic pe ceafă și zic, bă, ceva nu e ok. Ceva nu e ok, s-o întreb, chiar că trăiești. Și am intrat, am trecut cu ce viteză pe străduțele alea și am ajuns la Bagdazar. Atât am spus la poartă, la bariera acolo, am zis... Sunt mort. Infart. M-am auzit direct acolo, două gagici drăguțe și cu un domn doctor, da. Le-am zis, zic, n-am trăit așa ceva, vă rog, dar ați trăit-o, zic, am trăit și o sperietură, dar asta nu-i sperietură, că eu m-am mai speriat așa. Da. Și m-au băgat direct, mi-am făcut o, mi-au zis, da, trebuie să stați vreo două, trei ore aici, pentru că se face și o radiografie și ți-a cu oxigenul, ca la infart, ca la infart. Dar eu am fost și la spital, deci am ajuns și acolo. Eu n-am ajuns până acolo, dar tu ești mai panicat. Sunt și panicat și profit de faptul că am spitalul de urgență. Știi lângă ce scria pe ce scria pe crucea unui evreu în cimitir? Nu. Acum mă crezi, Rahela, că mi-era rău. Bun. A lăsat-o ca să o urmărească toată viața. Și uite cum am rezolvat-o, că poate deodată ce ai ridicat subiectul la... mă duc anual, mă duc și îmi fac analize, da? Și am dat de niște medici foarte drăguți care mi-au zis, bă, Fodor, tu știai încă de la 40 plus trebuie să faci niște de-astea de marker tumoral și niște chestii. Da. Și eu zic, bă, n-am știut. Zic, da, se poate să nu, pe partea asta să nu mă testați, că eu am auzit eu de niște tehnologie de asta care urmează să fie inventată, știi? Că eu nu vreau să-mi bag... Să nu-ți bagi degetul în cur? Să nu-mi bag, da. Eu am fost. Ți-ai făcut? Da. Super. Ce să zic? M-a căutat... Mult? Bă... Ideea că ce m-a deranjat foarte tare e că eu n-am știut ce se întâmplă. Eram într-un... În ziua aia... Făceam un întreg circuit de analize în același spital. L-ai zis într-un special de-al tău? Am zis la un moment dat, da. Okay. Și trebuia să fac mai multe chestii. Și la un moment dat, când am ajuns nu știu unde, cineva mi-a zis, trebuie să ajungi și la domnul doctor, nu știu cum, nici măcar n-a zis la ce. Uh-huh. Dar eram atât de... Pe la jumătatea zilei, n-ai voie să mănânci. Urma să fac și o endoscopie. Iar aici am făcut o chestie. Nu recomand nimănui. Asta după ce am făcut prostata, am ales eu să o fac fără anestezie. Endoscopia, că e ce mai lucru când bagi un furtun pe gât la cât am vomitat. Da. Și zic imediat că era să dau colțul. Când am zis la doctor, eu am intrat și m-am pus pe scaun. Și doctorul mi-a zis, avea alea în față, știi? Și a zis, păi, domnul, te văd că sunteți cam grăbit, că trebuie să ajungeți la colega mea, la Dana, nu știu cum, în partea alaltă. Și am zis, și? Păi și de ce v-ați mai pus jos? Păi unde să mă... Ce să fac? Și a zis, păi, hai, ușor, ridicați-vă puțin jos pantalonașii. Și eu am zis, păi de ce? Și el a făcut așa. Păi o să vă bag un deget în curuleț. Și a făcut așa. Dar știai că ai analiza aia în ziua aia? Nu, nu, dar el a făcut așa. Deci, fian, el a zis, o să vă bag un deget în curuleț. Și făcea așa. Și eu am zis, domnul doctor, vă rog frumos, măcar, m-am speriat, m-am gărbenit. Și am zis, eu o să stați să-mi băgați un deget în curuleț, că înțeleg că asta e meseria dumneavoastră, puteți să faceți orice. Dar când ziceți că bag un deget în curuleț, faceți așa și țineți mâna așa. Nu, că dacă îmi faceți că așa. Băgați un deget în curuleț și faceți așa, e gros. Eu cred că la un moment dat s-ar putea să-mi placă într-un moment. Și eu zic, no, doctor, și mai controlați, că sigur că sunt trandafir acolo. Și ceva de genul ăsta. Și a fost horror, nu mai contează. Că mi-a băgat degetul în curuleț și eu când am plecat,
I-am zis ceva, domn doctor, oricând mă puteți suna la orice oră, că acum ne cunoaștem foarte bine. Și după m-am dus la asta, la endoscopie, băi, și erau destul de tineri oamenii ăia și mi-a zis, hai să-ți facem. A zis, băi, hai mă să-ți dăm o... Și a zis, nu-ți dăm o anestezie totală, o ceva să te... Să-ți placă, băi, să... Băi, hai mă, ce dracu, un furtun de la mine. Băi, frățioare, când ajunge ăla, nu mai contează cum făceam. Ce zgomot, te scoți. Ceva era... Și la un moment dat, ăla făcea mai rezist, făcea, vă strângi de mână dacă te doare. Bă, nu că strâng. Dar din ochi, din ochi, fără să vorbesc, m-am uitat la el și ăla i-a zis, domn doctor, dacă nu scoatem tubul, intră în colaps. Deci ăla din ochi a văzut că eu muream. E, zis, bă, mur, când întorcea aia aici, nu că te doare, mă. Dar tu trebuia să-ți faci analiza asta sau te-am trebuia mâncat în cursă? Trebuia să fac o endoscopie, că așa mi-am descoperit un heliobacter. Adică nu am orice bacter, helio. Am înțeles. Da. Asta, la asta mă duce gândul. Spune-mi două, trei lucruri inutile pe care noi oamenii le folosim în exces în timpul vieții și care tu, de exemplu, te gândești la ele și zici, bă, am putea lejer să trăim fără asta, fără asta și fără asta. Da. Repet. Lucruri, gesturi, atitudini, nu știu, orice. Fără ce am putea noi să existăm ca specie lejereană. Haine scumpe? Nu le găsesc niciun sens. Deci am putea trăi fără haine scumpe. Fără haine scumpe. Nu am nicio legătură. Adică validatul ăsta, știi, prin haine mi se pare așa o chestie. Asta unul la mână, doi la unde a ajuns moda. Nu mai poți să te joci cu orice haină pe tine. Da. Și mi se pare inutil să investești. Iar acum cu ce urmează să-ți spun, cred că e un tot așa, adică minimalism, frățică. Conduc o mașină de 3500 de euro pe care îmi place mie să zic, măi, este mașina câinelui, știi? E o Toyota care e break în spate și am spațiu foarte mare și gata. Chiar vreau să o schimb, dar nu-ți imagina că îmi luam vreo mașină nouă sau vreo fentă da, second hand de 56 de mii. Documentarul cu minimalism, te-ai uitat la el? L-am văzut și pe ăla, da. Mm-hmm. Da, e pe acolo. Dar am făcut înainte să văd documentarul care e recent acum pe Netflix. Nu, ăsta e partea a doua. Vorbesc de prima parte, primul că așa am renunțat la haine. Nu, primul nu. Adică așa, de atunci am început să mă îmbrac numai în negru și am niște tricouri negre, niște pantaloni negri, niște chiloți negri, niște negri. Foarte puține haine am investesc ca preț, adică nu găsesc utilitatea de... În schimb, am luat flama rochilor. Super. Am glumit. De când ai fost la... Zi, deci fără haine scumpe fără haine putem trăi lejer. Mașina nu există, investiții în mașină. Crezi nu că mașina scumpă da. Sau mașina puternică sau mașina care se arată într-un fel este inutilă? Inutilă, da. În condițiile în care departe de mine de a fi vreun chitros sau... Dar banii ăia îi sparg pe toți, prefer să-i sparg pe două vacanțe mari, știi? Adică o vacanță frumoasă te duce în 10.000. Ai două bani. Poți să ai și trei. Uite mașina. Da, deci, da. Înțelegi ce zic? Da, da, uite, de exemplu, mie îmi place să am o mașină de câteva zeci de mii de euro, care este mare, care are televizor și copiii se pot uita la drumuri lungi, că îmi place să merg la drumuri lungi, la televizor, în care îmi încap toate bagajele pe care nevastă mea le face, nu vorbesc de gentuța mea, unde pot să atâng și niște biciclete în spate, unde pot să-mi pun la cârlic și barca, dar unde dracu te care duci era forțat atât de tare și foarte bună pe partea asta de securitate și în cap, încât dacă aș intra într-un copac la 60 la oră, 70, oricum ea nu merge mai mult de 140, că altfel eu hardughie. Aia e bună, da, ai băgat, adică e o dar mașină costă de... mult, da. Da, costă câteva zeci de mii de euro, da. Da? Ok, da. Am luat-o printr-un chilipiri, a fi la jumătate de preț, că s-a întâmplat o chestie, dar am optat pentru treaba asta, nu neapărat că e o mașină pe care o vezi de obicei pe la ambasade sau nu știu ce. Nu, am luat-o pentru că mi-o doream de mult, că știam că e foarte sigură, e foarte spațioasă, mie îmi place cum ție îți place să... adică nu-ți place să porți costum că ți-e cald, eu în mașinile mici... Dar am zis, nu am mașină mică. Sunt... Asta, ce am eu o mașină mare, mi-a pe câinele, ți-am zis că am numit o mașină câinele. Câinele, da. Dar, bă, n-are rost. E o alegere, e o chestie, mă bucur foarte tare că sunt, uite, nu-mi plac oamenii și mi se pare o tristețe foarte, o tristețe desăvârșită să ai bani și să îi consumi pe tâmpenii, adică să nu știi, să nu lucrezi pe calitatea vieții și să-i cheltuiești pe niște mizerii, cum ar fi. Nu știu. N-ai casa achitată, dar îți cumperi mașină de 80.000 de euro. Nu faci diferența între mușchi de vită și ceafă de porc, dar îți cumperi geantă Chanel. Intrăm, știi ce zic? Da. Prefer, nu știu. Mi-ai spus două lucruri, mai e un lucru.
poate ești mai concret. Că așa, asta, haine scumpe, mașini scumpe, e așa, cam vag. Da. Un lucru mai concret la care ai putea să renunți lejer și ai putea să treci cu toate că îl folosești în fiecare zi. Da. Feria de WC, de exemplu. Nu, aia trebuie. Asta mi-a venit în cap, știu că trebuie, că ar fi ciudat să intru după tine la WC să zic, oh, ia uite, drum de seară, o blondă. Da. Unde ai văzut nebunul în cafea? Da. Da. Da, nu știu, nu-mi vine al treilea lucru. M-am oprit la astea două. N-am. Ce ai vrea să scrie știrile la moartea ta? Doamne ferește. Atât? Dar nu vreau, nu, dar nu vreau să se afle când o să mor. O să se afle, îți dai seama. Cum? Ce vrea să scrie pe burtiere? Bă, celebrul prezentator? Da. Celebrul actor? Celebrul cântăreț? Omul Răzvan a plecat să cânte cafeaua din zor printre îngeri. Nu. Uite, știu eu. Cel mai... Răzvan prezintă Masterchef-ul lui Sfântul Petre. Până ieri a fost cel mai bătrân om de pe planetă. Cel mai bătrân om de pe planetă s-a dus. Dacă ai intrat vreodată peste mine la duș din greșeală, unde te-ai uitat prima oară? La burtă. Ok. Păi... Da, bă, gata, am înțeles. Păi nu m-aș duce... Bine, mă, gata, nu m-explica. Păi ce, dacă... aveai vreun dubiu că m-aș uita la... Întreb toți invitații. Am înțeles. E la fel cum îi întreb dacă te-ai întâlnit cu peștișorul de aur și ți-ar zice că ai trei dorințe pe care să le alegi pentru mine, care ar fi alea? Pentru tine? Da. Bă, te-aș pune în ceea ce mi-aș dori eu mie. Te-aș pune să-ți vezi copiii mari și bunici. Okay. Să ajungi până acolo și să fii sănătos. Pentru tine. Păi ce să spun aici? Să vinzi mașina aia scumpă, să te caci în ea, să fii steți pe timpul vieții, știi? Să, da. Să nu așa, să nu mai investezi bani în prostii. Și să dai la pește acolo și să mai prinzi încă unul ca tu după aia să-ți dorești, știi? Că ți-e spate și cu pește și să, da, și să-mi frate-și. Dai mie înapoi. Da. Ce filme ai mai văzut în ultima vreme? Niște mizerii pe Netflix. Gata, am tăiat întrebarea. Da. Ai văzut ce proaste sunt? Nu. Ce spui dacă ești într-o situație în care scapă o bășină, în care, deci ești într-o situație în care sunt mai mulți oameni, ești la o întâlnire. Și cine scapă bășină? La o masă, tu o scapi. A, eu o scap. Și începe să miroase, e de aia cu amortizor, dar începe să miroase nasol. Zici ceva sau arzi? Da, uite-te, e de la țigările astea. Uh-huh. Cred că cel mai... Ce zici? Te-am curățat. Aveți aici o să... E și la mine, chiar asta, chiar puțin. Și dacă zice cineva, ăsta nu e aia, e construcțioare. Ce bășină? Ce bășină este, uiți pe pantofă. Ce bășină, da, pare bășină, dar eu cred că totuși a călcat cineva într-un căcat. Cât de romantic ești? Nu sunt deloc. Nu? Dar da. Îți plac lumânările? Lumânările, da. Și da. Mi-e plac, nu sunt romantic și mie îmi place când beau să pun lumânări. E treabă vizuală, mă, uite, asta s-a stins și ar trebui da, să s-a stins, da. Trebuie să luăm alta, dar... Ah, e ok că făcea fum. Da. Da, uite, cu luminițele alea pe acolo, cu... am toată casa și cred că și tu, ăștia care sunt mai știi că... Și... Mie nu-mi place o singură lumină puternică. Am înțeles, da. Multe. Eu la lumânări vreau să te țin. Da, da. Știi că Gwyneth Paltrow a scos o lumânare care miroase a vaginului. Da. Dacă să zicem că... Ți-ai luat-o? Nu, dar vreau să zic, dacă ar deveni un trend treaba asta, uh-huh. Cum ai vrea să miroase la tine în casă? A ce vagina ai vrea să miroase la tine în casă? Bă, în primul rând, cred că ar trebui să fac rost de lumânarea aia, să văd pe ce a plecat femeia, că eu tare mie că e doar o chestie de marketing. Uh-huh. Tu zici că chiar miroase apăsărică, da? Da. Da, sunt curios. Cum ai vrea? Ce vagina ai vrea să-ți miroase în casă? Nu știu, mi-ai pus o întrebare așa inghinală să mă rămăsa. Știu. Te-ai ciudat. Eu pot să spun, de exemplu, eu aș vrea să am lumânări cu vaginul numele Monica Bellucci. Dar unde ai mirosit-o, nebunule, tu? Nu știu cum, păi azi, eu am zis că vrea să miroasă după... în casă a vaginului. Nu știu cum miroase, dar eu te întreb pe tine, tu... A, păi așa e ușor, mă, de spus. Zi. Păi, nu știu, cea mai supremă blondă, cum o cheamă, Charlize Theron. Da, să miroase așa. Uh-huh. Îmi place. Deși niște, da. Da. Se trezește, deci. Și zice, ia uite, mă, ce puternică e Charlize. Da. Dar aia a prins-o, știi? Dar aia a prins-o. Că știi că atunci când o a prins, vine mai puternic. Urmează părerea expertului, o serie de lucruri pe care eu ți le spun și tu îmi răspunzi foarte repede, fără să stai să te gândești. Fiar, Maiden sau Metallica? Metallica. Andreea Marin sau Răduleasca? Răduleasca. Capră sau Misionar? Capră. Hagi sau Dobrin?
Hagi. Te scoli sau te trezești? Mă trezesc. Lora sau mădăina Ghenea? Ghenea. Lăsate sau reumatism? Zi-mă repede. Ăsta, lăsate. Mare sau munte? Munte. La țară sau la oraș? E cu duși întors țară, hai. Cartea Junglei sau Bambi? Cartea Junglei. Bontea sau Sex and 3? Bontea. Treaba ta, că de sex era vorba. S-a terminat, asta a fost. Așa, bă, și eu mă vreți. Dacă ar trebui să faci un teaser scurt, pe care noi să-l folosim ca lumea să se uite la podcastul ăsta și să-l asculte, ce ai zice pe scurt? Salut, sunt Răzvan Fodor și dacă ești curios să afli cele trei răspunsuri idiote pe care le-am dat, urmărește acest podcast. Da, bravo. Nu. Bă, da, bravo, se cheamă podcastul. Bă, se vede ce ai făcut o echipă cu Bonta, bă. Acum mi-am dat seama de ce ai făcut o echipă cu Bonta, mă. A, gata, gata. Ăla a zis, a s-a uitat la logo și a zis, bă, bravo. Și a zis, da, bravo, și a zis, dă-te. Da, 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 nu m-am gândit. Că tu ai zis, da, bravo, că a ieșit bine teaser-ul. Da, da, știu, știu. Fucking shit. Hai, îți dau doar ăsta și legi. Mamă, sunteți 1 la 1, bă. Și asta doar la, da, bravo. Știi? Ai văzut că ți-am lăsat-o acolo. Dă-te-n f***a, bune, bă. Da. Mamă, sunteți copii. 1 la 1. Cu markerul ăsta trebuie să scrii ceva pe masă oriunde, ca să-mi rămână unde vrei tu. Acolo, aici. Te o dosie. Dumnezeu, te îmburdă în rai. Omul cu cafea. Hai, dată. Da, să pun și să-mi uiți. Ai pus? Mi-a venit asta pentru că am făcut o gafă la un moment dat și dintr-o mare glumă am scris asta într-un studio pe o ușă. Mulțumim și că tot pleci la mare. Da. Să nu pleci așa cum ai venit. Ia! Și avem un cadou de la EMAG și anume o sticlă de vinișor bun pe Doamne care stoie cu tine la mare. Cu mine la mare și după ce adorme Diana frumos, o iei pe Irina și zici mi-a dat bouă la ceva. Ia să vedem ce-o fie aici. Pac, și ce-o ieși după aia. Afrodisia cum trebuie, da. Mersi. Frățică, te pup.